Eu nu-ți cum te-ai împăcat cu noua postură la Cluj și funda stânga? În primul rând, de cel mai important lucru e că am obținut cele 3 puncte și nu contează unde evoluez în teren. Important e să-mi fac datoria și o să încerc de fiecare dată să fac cât mai bine și echipa să obțină un rezultat favorabil. Am mai jucat pe postul ăsta. N-a fost o noutate pentru mine. Și cel mai important lucru e că am câștigat pe un teren care e o echipa campioană. E adevărat că nu prea se află într-o situație extraordinară. În schimb, am obținut cele 3 puncte care ne țin acolo sus și ne dau moral pentru meciurile care urmează. Cele 2 meciuri care le avem acasă, care sunt foarte importante în obiectivul nostru pe care îl avem de îndeplinit. Crezi că e vorba de un reveniment al echipei după acest meci? Nu neapărat. Nu era nevoie de un reveniment. Echipa și cu Petrolul, a jucat și la Rapid, au fost situații în care noi am avut ocazii de a marca, nu le-am fructificat, după aceea am primit niște goluri care... Asta e fotbal, când nu scrii, după aia adversarul te pedepsește și așa s-au pierdut cele 2 jocuri. Nu neapărat. Noi am avut moral bun, Domnul Presu ne-a încurajat și toată lumea a fost alături de noi și am obținut un rezultat favorabil. Cum vezi meciul cu Dinamo? Meciul cu Dinamo e foarte important. E un meci... Dacă eu o să obțin cele 3 puncte și sper din tot sufletul să facem lucrul acesta, o să ne distanțăm de ei. Mai sunt încă 8 etape, avem 5 meciuri acasă, 6 și unul la 100 de km jucând la Severin și 2 deplasări, ceea ce ne avantajează. Avem publicul care e alături de noi și care aș vrea pe această cale să-l rog să fie la fel de numeros la meciurile următoare cum a fost și până acum și sper să ne adjudicăm cele 3 puncte. E o echipă slăbită din nou, fără 4 titulari? Am văzut și eu că erau la limite cu cartonașele, dar nu cred că asta e important. E o să vină și ei motivați, pentru că și ei au o șansă, sunt la un punct în spatele nostru, dacă o să joace tot aici, câștigă, o să meargă pe atac, presupun. Le lipsesc într-adevăr jucători importanti, dar nu trebuie să ne bazăm pe lucrul ăsta. Noi trebuie să ne facem jocul nostru de acasă, care doar am pierdut doar un singur joc și trebuie să obținem toate cele 3 puncte. În ce proporție ar fi rezolvată ecuația Europei, să zicem, în fața unui rezultat de 3 puncte? Părerea mea ar fi în proporție foarte mare dacă legăm 3 victorii la rând, și cu Dinamo, și cu Bistrița, și cu cumulată cu asta de la Cluj, ar fi în proporție foarte mare realizată și la fel, concentrați pe următoarele meciuri. Pentru că nu poți să vorbești despre proporție sau luăm fiecare meci în parte, să obținem toate cele 3 puncte sau să obținem maxim din fiecare meci. Sperați de mult să-i bateți pe Dinamo. Da, normal. De ce nu? Nici o echipă nu e de neînvins în campionat. S-a văzut și Steaua, care e mai presus de... deja e campioană. Dar restul nu se joacă de la egal la egal, jucând cu fiecare adversar. Nici noi nu suntem. Am acum scăpat la Târgu Jiu. Da, sperăm de data asta să nu mai scăpăm. 5 meciuri acasă, ce așteptări ai? Pot fi decisive pentru Părerea mea sunt foarte decisive. Cele 5 meciuri de acasă și tratate cu maximă seriozitate și responsabilitate, cred că pot fi decisive. Și la fel, nici celelalte nu trebuie neglijate. În schimb, avem un avantaj, părerea mea, că jucăm 5 meciuri acasă din nou. Publicul n-a fost așa numeros cu Petrolul și nici foarte aproape de echipă. Am observat. Ce crezi că v-a stat la postul la meciul cu Dinamo? Probabil, văzând că am câștigat la Cluj și... Eu știu, datorită faptului că e un meci foarte important, care poate decide în mare măsură soarta noastră în atingerea obiectivului, cred că o să ne încurajeze. Cu toate că, adevărat, cele 2 meciuri de meciul cu Petrolul de acasă au fost situații mai puțin neplăcute, în schimb, e dreptul lor de a
vocifera, da. Ție public, noi suntem jucători, ei sunt spectatori, dumneavoastră vin la stadion să urmărească meciul, să vadă spectacol și plătesc și e normal. Noi încercăm să le oferim tot ce să placă ochiului, să fie un joc frumos, în schimb pentru noi cel mai mult contează toate cele trei puncte. Asta e cel mai important. Ce te faci dacă revine Vlad? Asta e decizia domnului profesor, nu am eu nicio legătură cu asta. Însă da. O să decide cine o să intre în teren și o să alcătuiască primul 11 cum consideră că e mai bine și care jucător o să fie mai în formă la momentul respectiv. Ai fost un pic dezamăgit că ai ieșit din primul 11 fără să fii greșit când te-am luat cu mamele? Normal, muncesc în continuare, nu neapărat. Asta decide antrenorul, nu poți să fii nemulțumit. Aici, așa e în fotbal. Nu am fost dezamăgit. Doar că ambițios și pe viitor să muncesc mai mult. Cum o fac de fiecare dată. Ce ar însemna pentru jucătorul Ionuț Rada jocul în cupele europene? Mai ales pentru mine, pentru Marian, care suntem jucători tineri și ar însemna enorm. La fel ca și pentru colegii noștri, că doar Nicoara a jucat în Europa și IB, cred. În rest, avem o poartă foarte, foarte, foarte frumoasă deschisă și sper să îndeplinim obiectivul acesta. Și ar fi minunat să, și pentru noi, și pentru club, și pentru oraș, să evoluăm în cupele europene. Mulțumim!